Această Sfântă Liturghie și pentru răposații Alexandru, Maria, Petre, Andrei, Maria, Petre, Mihai, Nița, Giurgi și Maria. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Către Tine mi-nalți rugăciunea, Doamne, în timpul bunăvoinței Tale. În marea Ta bunătate răspunde-mi, Dumnezeule, pentru fidelitatea mântuirii Tale. Fraților, să ne recunoaștem păcatele, ca să luăm parte cu inimi curate la jertfa de pe Sfântul Altar. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne!
Să ne rugăm. Dumnezeule, care celor drepți le dai răsplată, iar păcătoșilor iertare prin pocăință, ascultă-ne cu milă rugăciunea, pentru ca mărturisirea vinovăției noastre să ne dobândească iertarea păcatelor. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amen. Citire din cartea profetului Isaia. Așa vorbește Domnul. În timpul bunăvoinței ți-am răspuns și în ziua mântuirii te-am ajutat. Te voi păzi și te voi face o alianță pentru popor, ca să ridici țara și să faci să ia în stăpânire moștenirile devastate. Vei spune celor captivi, ieșiți, și celor care sunt în întuneric, veniți afară. Vor paște pe lângă drumuri și pășunea lor va fi pe toate colinele golașe. Nu vor flămânzi și nu vor înseta. Nu-i va lovi dogoarea și nici soarele, pentru că cel care se îndură de ei îi călăuzește și îi conduce la izvoare de apă. Voi schimba toți munții mei în drumuri și căile mele vor fi înălțate. Iată-i, vin de departe. Iată-i, unii vin de la nord și de la vest, iar alții din țara Sinim. Cărurilor, bucură-te pământule și tresăltați de bucurie munților, pentru că Domnul îl mângâie pe poporul său și se îndură de sărmanii săi. Sion a zis Domnul, Domnul m-a părăsit, Domnul m-a uitat. Uită oare o femeie de cel pe care îl alăptează, fără ca să aibă milă de fiul sânului ei? Chiar dacă ea ar uita, eu nu te voi uita. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Îndurător este Domnul și plin de dragoste. Îndurător este Domnul și plin de dragoste. Domnul este îndurător și plin de dragoste. El este îndelung răbdător și plin de îndurare. Domnul este bun față de toți, El își arată dragostea față de orice faptură. Înădurător este Domnul și plin de dragoste. Domnul este fidel în toate cuvintele sale și sfânt în toate lucrările sale. Domnul îi sprijină pe toți cei care dau să cadă și îi ridică pe toți cei căzuți. Înădurător este Domnul și plin de dragoste. Drept este Domnul pe toate căile sale și credincios în toate lucrările sale. Domnul este alături de toți cei care îl cheamă, de toți cei care îl cheamă în adevăr. Înădurător este Domnul și plin de dragoste. Eu sunt învierea și viața, spune Domnul, oricine trăiește și crede în mine nu va muri în veci. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Mărire-ție, Doamne! În acel timp Iisus le-a spus iudeilor, Tatăl meu lucrează până acum, lucrez și eu. Pentru aceasta, iudeii căutau și mai mult ca să-L ucidă,
căci nu numai că distrugea sâmbăta, ci spunea că Dumnezeu era Tatăl său, făcându-se egal cu Dumnezeu. Așadar, Iisus a răspuns și le-a zis, adevăr, adevăr, vă spun, Fiul nu poate face nimic de la sine dacă nu-L vede pe Tatăl făcând, căci tot ce face El, face și Fiul la fel. Pentru că Tatăl îl iubește pe Fiul și îi arată toate câte le face și îi va arăta lucruri și mai mari decât acestea ca să vă mirați. După cum Tatăl învie morții și le dă viață, la fel și Fiul dă viață celor cărora vrea să le dea. De fapt, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata i-a dat-o Fiului, pentru ca tot să-L cinstească pe Fiul așa cum îl cinstesc pe Tatăl. Cine nu-L cinstește pe Fiul, nu-L cinstește pe Tatăl care L-a trimis. Adevăr, adevăr vă spun, că cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel care m-a trimis, are viață veșnică și nu ajunge la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. Adevăr, adevăr vă spun că vine ceasul și acum este când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, iar cei care îl vor auzi vor trăi, căci după cum Tatăl are viață în sine, tot așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat puterea să facă judecata, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, pentru că vine ceasul în care toți cei care sunt în morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși spre învierea vieții cei care au făcut binere, iar cei care au săvârșit nelegiuirea spre învierea judecății. Eu nu pot să fac nimic de la mine. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voința mea, ci voința Celui care m-a trimis. Cuvântul Domnului. Laudă-ție, Hristoase! Dragă Părinte Decan, iubiți credincioși de aici și de acasă, am intitulat această predică Din spatele ușilor închise, Iisus ne cheamă la speranță. Unul din motive e clar, suntem nevoiți să stăm într-o oarecare izolare, dar nu voi vorbi despre ușile închise fizic, ci mă voi referi la alte obstacole care ne țin departe de Dumnezeu, departe de alții și chiar departe de noi înșine. De fapt, ceea ce ne ține închiși la nivel spiritual, vom vedea, este frica. În plus, Preasfințitul Iosif Păuleț ne invită în acest an pastoral, prin scrisoarea pastorală, să mergem împreună pe calea dreptății, pe calea speranței, scuzați. De aceea, tema predicii din această seară nu este circumstanțială, ci e o temă de postul mare. Vom reflecta la speranță. Există în Evanghelie un episod în care se spune că după răstignirea lui Iisus, chiar și stâlpii bisericii, apostolii, s-au ascuns în spatele ușilor închise, copleșiți de durere și frică, chiar lipsiți de speranță. De ce le era frică? Le era teamă că cei care l-au omorât pe Iisus ar putea să-i caute și pe ei, să-i vâneze ca să scape de întreaga sectă creștină,
rădăcina și trunchiul, capul și mădularele să fie eliminate dintr-o singură lovitură. Le era frica apostolilor de ridicolul public. Am putea spune că ei pariaseră pe Iisus și acum El murise. Își înhămaseră căruța vieții lor, toate speranțele, toate visurile lor, la ceea ce credeau că e un cal slab. Lumea îi disprețuia. Le era frică să se întoarcă acasă în Galileea și să recunoască faptul că au greșit. La urma urmelor, ei părăsiseră toate și îl urmaseră pe Iisus și l-au urmat cu viața lor, nu pe Facebook, nu pe Twitter, nu erau admiratori, erau cu adevărat urmași ai lui Iisus, își puseseră toată viața la bătaie pentru El, dar El a murit. Acum totul s-a terminat. Speranțele lor s-au năruit și era poate mai bine să se ascundă până trece primejdia. Biți credincioși, frica este un lucru teribil, este îngrozitor. Cu toții avem temerile noastre. Ne temem de criza economică, de amenințarea virusului, de crizele internaționale, de imigrații ilegale, de reacția semenilor noștri în fața crizei. La nivel spiritual ne temem de lipsa de credință din societatea noastră, de pierderea reperelor morale, da, poate acum ne dăm seama mai bine cât de importantă e credința pentru societate. Credința nu e o problemă privată, ci are un aspect social important. Oamenii se mai tem apoi că s-ar putea îmbolnăvi, că îmbătrânesc, se tem de moarte, de faptul că ar putea să devină o povară pentru copiii lor. Și cel mai mult ne temem de problemele inimii, ale sufletului. Pe mulți preoți și pe mine ne îngrijorează când părinții nu își transmit valorile morale copiilor lor. Ne preocupă bisericile goale duminica, nu acum în timp de criză, ci în timp de normalitate. Personal mă preocupă și mă întristează dacă văd un preot, ori un creștin trist, fundamental trist, nu care o problemă de moment. Mă doare când tinerii își pierd speranța în viitor. Mi-aduc aminte acum câțiva ani am participat la o întâlnire a tinerilor dintr-un sat al diecezei noastre. Înainte din a începe am avut câtva timp liber, așa că i-am întrebat: care sunt planurile voastre pentru viitor? Ei au răspuns: ce planuri? Le-am spus: de exemplu, spuneți-mi dacă veți rămâne în sat când veți termina școala, ce meserii doriți să aveți, care sunt visele și speranțele voastre? Ei au spus: nu știm. Nu știm. Din cauza situației de la noi din țară,
ne doare prea mult să sperăm. Mă doare prea mult să sper, spune un tânăr. Ce povară groaznică pentru cei care au între 16 și 25 de ani. M-am întors acasă în seara respectivă și era o aniversare, dar nu aveam cum să petrec. Mintea și inima erau la tinerii care erau închiși în spatele acelor uși, temându-se chiar să spere la viitorul lor. E un păcat care macină tot neamul nostru, toată națiunea noastră. Și ultimul meu gând referitor la teamă, ne temem de intimitate. Și atâtea păcate împotriva poruncii a șasea sunt un mod de a masca această frică de intimitate. Ne temem de trădare și de a fi trași pe sfoară. Ne temem de a nu ne încadra în cercurile în care ne învârtim. Ne temem să mai avem încredere unii în alții. Ne temem de a nu fi acceptați de alții, de cei din jurul nostru, și poate că acesta e păcatul cel mai grav al societății. Ne temem că nu vom avea stimă de sine. Și astfel, în multe feluri, fugim, nu ne asumăm riscuri și ne ascundem în spatele ușilor închise, construite de noi înșine, prefăcându-ne că noi suntem altfel, speciali, distinși, sofisticați, poate sufletul petrecerii, sau tot special suntem pentru că noi suntem distanți, rezervați, suntem gânditori profunzi, dar totul e o fațadă, o mască și probabil că de desubtul ei se află frica. Ne este teamă, iar teama ne blochează. După cum spun câteva versuri din cântecul The Rose, trandafirul, inima care se teme de durere nu învață niciodată să danseze. Visul care se teme de trezire nu are niciodată o șansă. Ne e teamă, dar adânc în noi căutăm pe cineva care să treacă prin ușile pe care le-am închis și să ne scoată din ghetoul nostru, din frica noastră. Cineva care înțelege prin ce trecem noi, pentru că el a fost pe acolo mai întâi. Și acel cineva e Iisus. El cunoaște temerile și rănile noastre, pentru că le-a luat asupra Lui, pentru că a fost acolo, pentru că El este mila Lui Dumnezeu, care s-a făcut om pentru noi, om până pe cruce, simțind toată povara acestei izolări de Tatăl, de alții. O poveste a unei femei extraordinare ne va arăta mai bine acest lucru. Soțul ei fusese rănit în timp ce încerca să-și salveze părinții dintr-un incendiu și fața sa era cu totul desfigurată. Din păcate, părinții au murit și bărbatul acum își dădea seama că fața lui era atât de respingătoare
Și de aceea nu lăsa pe nimeni să-l vadă, nici măcar pe soția sa. În cele din urmă, după 2 săptămâni de autoizolare, soția s-a dus la doctorul Maxwell Maltz, expert în chirurgie estetică și scriitor cunoscut. Doctorul i-a spus femeii să nu se îngrijoreze, pentru că el poate să-i refacă fața soțului ei. Dar i-a răspuns, nu înțelegeți, domnule doctor, el nu lasă pe nimeni să-l vadă, nu va accepta niciun ajutor. Atunci, de ce ești aici? A întrebat doctorul. I-a răspuns, pentru că vreau să-mi desfigurați fața ca să pot fi ca el. Dacă îi pot împărtăși durerea, atunci poate mă va primi înapoi în viața lui. Doctorul Malt spune că a fost șocat și a răspuns că n-ar putea face așa ceva niciodată. Dar a fost atât de emoționat de dragostea acestei femei încât a mers să vorbească cu soțul. Bătând la ușa bărbatului, a spus cu voce tare, sunt doctorul Malt, sunt chirurg plastic și vreau să știi că îți pot reconstrui fața. Niciun răspuns. Apoi doctorul i-a spus despre propunerea soției sale. Ea vrea ca eu să-i desfigurez fața, să o aibă ca a ta, în speranța că o vei primi înapoi în viața ta. Cât de mult te iubește! A urmat un scurt moment de liniște și apoi ușa s-a deschis. Da, ne e viața plină de uși închise. Unele sunt necesare, trebuie să ne ferim de boli, dar e trist că alte uși le construim noi și le închidem noi, de frică și din lipsă de speranță. În Evanghelia de care aminteam, apostolii sunt și ei în spatele ușilor ferecate. Iisus apare în mijlocul lor și le arată rănile sale. Poate că Iisus simte că dacă el, ca și soția din poveste, apare înaintea lor cu rănile răstignirii, atunci și apostolii îl vor primi înapoi în viața lor desfigurată. Mila lui Dumnezeu nu are limite și nici nu poate fi împiedicată de vreun obstacol. Cred că înțelegem mesajul. Când ne doare prea mult să sperăm, când viața ne-a rănit, când suntem la capătul puterilor, când până și credința ne e slabă, iar speranța ne se stinge, să ne reamintim că Iisus cel rănit așteaptă să intre în viețile noastre, în viețile noastre desfigurate și să ne scoată afară din frică, din spatele oricărei uși pe care am încuiat-o. Închei cu un exemplu concret de speranță. În scrisoarea pastorală despre speranță, episcopul Iosif Păuleț spunea, viața noastră este asemenea unui pelerinaj, o călătorie pe marea istoriei, adesea întunecată și agitată de furtună. Pe această mare a istoriei avem nevoie de repere, de persoane care ne pot ajuta să mergem în direcția corectă. Am încheiat citatul. Și Preasfințitul ne oferă ca reper pe Sfânta Fecioară Maria. Pe lângă ea, Maica Speranței, găsim multe modele de speranță, sigur, în viețile Sfinților, dar le găsim, ele există între noi astăzi.
Dacă mergeți la Bacău, în cartierul Șerbănești, veți găsi o casă cu un gard și o poartă mare de metal. În spatele gardului se află un grup de surori ale Maicii Tereza de Calcuta, care îngrijesc de cei mai săraci dintre săraci, de copii abandonați și cu dizabilități fizice și mentale. Trebuie să mergeți acolo să vedeți suferințele pe care le au acești copii, mi-e greu să le descriu. Oare cred surorile că prin munca lor fac să dispară foamea și boala? Nu. Ele știu că nu elimină toată suferința din lume, dar ele sunt, prin caritatea, munca, efortul și sacrificiile lor, sunt semne de speranță pentru copiii pe care îi îngrijesc și pentru noi înșine. Sunt semne că boala și suferința nu și-au spus ultimul cuvânt, că este cineva dincolo de ceea ce vedem, dincolo de chiar de istorie, e Dumnezeu care le inspiră lor dragostea. Ca cele surori sunt multe alte surori și frați care conduc grădinițe, școli și universități. Există chiar numai în interiorul bisericii atâtea spitale, leprozerii, caritasuri, case pentru copii, case pentru bătrâni, case pentru cei abandonați, asociații de binefacere. Și la această muncă și misiune suntem chemați și noi. Nu vom vindeca întreaga lume, dar Dumnezeu are un plan cu noi, un plan cu dumneavoastră și cu mine. Din providența divină, voi și eu trăim în acest timp, în acest loc și în acest moment istoric. Și oricine are puterea de a elimina o durere, de a opri o suferință, de a face un gest de compasiune și speranță. Oricine dintre noi are puterea de a scrie o scrisoare, un e-mail de încurajare, de a da un telefon ca să aline pe cineva, de a rosti un cuvânt greu, cuvintele de iertare. Oricine are puterea de a mângâia pe cineva suferind, de a îmbrățișa un copil și de a spune: te iubesc. Ce a făcut Iisus în timpul Său, putem face și noi în timpul nostru. Mângâiem, încurajăm, vindecăm, redăm speranța. Toți avem această putere. Este puterea cea mai mare din lume. Fraților preiubiți, acționând în favoarea omului, Iisus ne descoperă fața Tatălui, care este pentru noi putere de nepătruns, dar și iubire, providență și viață. Să ne deschidem cu credință inima și să spunem: amintește-ți, Doamne, de milostivirea Ta! Amintește-ți, Doamne, de milostivirea Ta! Doamne, Tu ai promis o alianță veșnică cu poporul Tău.
Fă rodnică prezența Ta printre popoare, noi Te rugăm. Amintește-ți, Doamne, de milostivirea Ta. Tu ai promis lumina celor care sunt în întuneric, speranță deznădăjduiților. Luminează-i pe toți aceia care sunt în căutarea sinceră a adevărului și redă-ne puterea speranței. Amintește-ți, Doamne, de milostivirea Ta. Doamne, Tu ne-ai promis că nu vom muri de foame sau de sete. Dă-ne pâinea vieții și potolește-ne setea prin cuvântul Tău pentru ca să aducem roade, noi Te rugăm. Amintește-ți, Doamne, de milostivirea Ta. Doamne, Tu ne iubești așa cum o mamă își iubește copilul. Fii alături de noi în viața de zi cu zi și iartă-ne greșelile, noi Te rugăm. Amintește-ți, Doamne, de milostivirea Ta. Doamne, Tu ne conduci pe calea care duce spre viață, călăuzește-i și pe aceia care caută un drum în viață, noi Te rugăm. Amintește-ți, Doamne, de milostivirea Ta. Doamne, fă ca inima noastră să devină mereu disponibilă pentru a se dărui. Aceasta îndrăznim să sperăm de la bunătatea Ta și prin jertfa răscumpărătorului nostru, care împreună cu Tine viețuiește și domnește în vecii vecilor. Triste la matrimi. Ascultă, Doamne, rugăciunea noastră. Ai milă, Doamne, ascultă, iară-te păcatele noastră. Tu ești putere, piatră unghiulavară, mântuitor și cale către cele rovori, îndepărtează vina și păcatul. Ai milă, Doamne, și ne ascultă, iară-te păcatele noastre. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, ca puterea acestei jertfe să îndepărteze cu bunătate din ființa noastră tot ceea ce este vechi, să sporească în ea înnoirea vieții și harurile spre mântuire, prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-Ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu. Tu ai voit ca prin pocăință să ne exprimăm recunoștința față de Tine, deoarece pocăința ne ajută să ne împotrivim ispitelor mândriei și, împărțind hrana noastră cu cei lipsiți, să urmăm și noi exemplul dărniciei Tale. De aceea, cu mulțimile de îngeri, Te lăudăm, zicând într-un singur glas: Sfânt e Domnul,
Sfântie Domnule Dumnezeu, slavă Domnului, Sfânte Domnule, slavă Domnului, cerul Pământul e plină mărirea ta. Hosana pentru cei de sus, Hosana, Hosana, binecuvântate ce vele ce vine în numele Lui. Hosana, Hosana, pentru cei de sus. Pe tine așadar, Părinte atotputernic, te binecuvântăm prin Iisus Hristos, Fiul Tău, care vine în numele Tău. El este pentru oameni cuvântul mântuirii, mâna pe care o întins păcătoșilor, calea care ne conduce la pacea Ta. Noi ne-am îndepărtat de Tine, Doamne, din cauza păcatelor noastre, dar Tu ne-ai împăcat din nou cu Tine, pentru ca, odată întorși la Tine, să ne iubim unii pe alții prin Fiul Tău pe care L-ai dat la moarte pentru noi. Celebrând acum împăcarea pe care ne-a adus-o Hristos, Te rugăm să sfințești aceste daruri prin revărsarea Duhului Sfânt, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, a cărui poruncă o împlinim celebrând aceste taine. Căci El, când a sosit ceasul să-și dea viața pentru eliberarea noastră, pe când stătea la masă, a luat pâinea în mâinile sale și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o, și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, în seara aceea, a luat în mâinile sale potirul binecuvântării și, preamărind îndurarea ta, l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea Ta povestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar amintirea morții și învierii Fiului Tău, care ne-a lăsat această chezășie a iubirii sale, îți oferim această jertfă a împăcării desăvârșite pe care ai pus-o Tu însuți în mâinile noastre. Te rugăm, Părinte Sfânt, să ne primești și pe noi împreună cu jertfa Fiului Tău și la acest sfânt ospăț să binevoiești a ne dărui Duhul Său, care să înlăture tot ce ar putea să ne înstrăineze pe unii de alții. El să facă din biserica Ta un semn al unității și un instrument al păcii Tale între oameni și să ne păstreze în unire cu Papa nostru Francisc și cu episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii și cu întregul Tău popor. După cum ne-a adunat acum la masa Fiului Tău, tot astfel strânge-ne împreună cu glorioasa Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții Tăi apostoli și cu toți sfinții, cu frații noștri și cu toți oamenii de orice neam și de orice limbă care au murit în prietenie cu Tine, la ospățul unității veșnice, în cerurile cele noi și pe pământul cel nou, unde strălucește pacea netulburată în Hristos Iisus, Domnul nostru. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos,
Ție, Dumnezeule, Tată Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta, păcatele vomie, miloiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta, iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Iisuse, eu te cred aici de față, în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a lăgăzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin.
Dumnezeule vostru, pe toți cei voștri viviți, vă chemă cu bunătate la mine să veniți. Venim, Iisuse, venim cu toți viviți, venim la masă ta. Aștept cu nerăbdare la sfânătul meu baletară, ca viața mea divină să vă ofere mene doară. Venim, Iisuse, venim cu toți vii, venim la masă ta. Taina spune-te și atât de mult doresc, cu sfânătul mitropă și sânge pe toți să vă hrănesc. Venim, Iisuse, venim cu toți vii, venim la masă ta. Doar eu sunt păvâinea vieții, ce a coborât din cer. Cei care vin la mine sunt siguri că nu pierd. Venim, Iisuse, venim cu toți vii, venim la masă ta. Al vostru frate, sunt cel mai bun păstor și penetru a voastră viață, n-am pregetat să mor. Venim, Iisuse, venim cu toți vii, la masă ta. Să ne rugăm. Primind darurile tale cerești, te rugăm, Doamne, nu îngădui să se întoarcă spre osândă ceea ce Tu ai urânduit să le fie credincioșilor Tăi spre tămăduire, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Slujitorii Tăi, Doamne, să fie întăriți de ocrotirea îndurării Tale, pentru ca, săvârșind binele în această viață, să ajungă la Tine, care ești supremul bine, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amen. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Novena de pregătire la sărbătoarea Sfântului Iosif, ziua 8-a. Sfinte Iosife,
chemat de Dumnezeu la o mare sfințenie, eu nu mă satur admirând comara de haruri cu care este împodobit sufletul tău. Lucrurile exterioare nu te pot sustrage de la prezența lui Dumnezeu, iar dragostea ta dă o imensă valoare celor mai mici fapte ale tale. Binecuvântate sunt mâinile tale care au purtat de atâtea ori pe Fiul lui Dumnezeu și care au lucrat numai pentru El. Fericiți sunt ochii tăi care l-au privit neîncetat. Fericită este feciorelnica ta inimă care l-a iubit tot timpul și a trăit numai pentru El. Exemplu minunat de reculegere și de dragoste înflăcărată, tu ai primit un dar deosebit ca să atragi inimile noastre spre Dumnezeu prin meditație. Curăță, luminează și sfințește inima mea. Condu-o în adevăratul sanctuar al vieții interioare, pentru că eu nu mai sunt în stare să fiu atent în timpul unei scurte rugăciuni, ceasuri și zile întregi trecând, fără ca eu să mă gândesc la Dumnezeu. Sfinte Iosife, modelul vieții spirituale, sprijinitorul sufletelor care năzuiesc spre desăvârșire, mă încredințez cu totul îndrumării tale pe calea sfințeniei. Privește la neputința și lipsurile care îmi copleșesc sufletul. Scoate-mă din această primejdioasă nepăsare în care trăiesc de atâta timp. Dobândește-mi reculegerea sufletească, duhul meditației, al rugăciunii și al evlaviei. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Sfinte Iosife,